Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre ce înseamnă viața fără vedere, care sunt provocările, care sunt problemele cu care se confruntă o persoană care nu vede bine sau care nu vede deloc și ce succese poate să obțină o astfel de persoană în viața profesională și cum poate să aibă o calitate bună a vieții personale, cu toate că are afectată una dintre cele mai importante modalități prin care interacționează cu lumea. Alături de mine în studio se află domnul Anghel Diaconu, kinetoterapeut. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Sărăt mâna, bine v-am găsit! Aș vrea să începem prin a face o diferență între persoanele care s-au născut fără vedere sau și-au pierdut vederea în primii ani de viață și persoanele care la vârsta adultă, în urma unei boli, și-au pierdut treptat vederea. Cred că e limpede că un copil se va adapta mult mai repede la o astfel de situație. Va învăța de la început niște modalități prin care să se descurce folosindu-și celelalte simțuri. Da, un copil care se naște fără vedere se adaptează foarte ușor și foarte repede la condițiile de viață, la pregătirea profesională, mai ales în zilele noastre, când sunt atâtea metode și atâtea tehnici de a-i da posibilitatea să învețe, iar un copil care își pierde vederea pe parcurs până la vârsta de 10 ani, se adaptează mai greu, învață mai greu, înțelege mai greu toate lucrurile, deoarece el a văzut obiectele, a văzut lumea înconjurătoare și în momentul când îi dispare vederea, devine mai agitat, mai nervos, este mai greu de înțeles, necesită mai multă răbdare din partea părinților și din partea persoanelor care sunt în preajma lor. Cred că momentul în care un copil își începe să-și piardă vederea este în primul rând dezorientat și foarte frustrat, nu înțelege de ce îi se întâmplă lucrul acesta și de ce trebuie să învețe sau să renunțe la ceva. Să se adapteze cu situația dată. Și de aceea starea lui este mai agitată și devine mai neînțelegător cu lumea din preajma lui. De aceea este nevoie de o reeducare și de o pregătire de către un specialist în domeniu, în general de psiholog, sau în școlile speciale există posibilități și modalități de a-i pregăti și a-i învăța să se adapteze cu această situație. Inclusiv pentru persoanele care își pierd vederea mai târziu pe parcursul vieții. Există așadar persoane specializate în reeducarea persoanelor tocmai pentru a se descurca fără vedere. Da. Și dacă printre cei care ne ascultă sunt persoane care au afecțiune care progresiv conduce la pierderea vederii, unde ar putea găsi acești profesori, acești specialiști? În general, persoanele care sunt lipsite de vedere sau își pierd vederea pe parcurs trebuie să se adreseze la Asociația Nevăzătorilor din România pentru a-l îndruma, pentru a-l ajuta să se înscrie în cadrul acestei asociații, pentru a-i căuta toate facilitățile pe care le are datorită acestei pierderi de vedere și pentru a-l duce la școală, la o școală de specialitate, unde va fi reeducat cu situația dată și va fi pregătit într-o anumită specialitate corespunzătoare situației lui. Acum, dacă este vorba despre un copil, el de la început va învăța să citească
În brai. În brai și va învăța o profesie care nu necesită vedere. Nu, solicită acest simț al omului și, în general, sunt mulți nevăzători care sunt și aitiști, care sunt profesori de limba română sau de limbă străină, de istorie, și marea majoritate a persoanelor care și-au pierdut vederea sau s-au născut fără vedere, devin buni specialiști în practicarea meseriei de, sau profesiei de masseur, care ajută și participă la redarea sănătății celor aflați în suferință, ei având și mai multe avantaje decât cei care văd normal. În primul rând, au simțul tactil mai bine dezvoltat, simțind pe corpul omului toate modificările anatomo-fiziologice care apar și, din al doilea punct de vedere, fiind fără vedere, dispare senzația și stresul pacientului determinat de pudoare. Și nivelul lor de cunoștință și de înțelegere a pacientului este mai mare, deoarece el se află într-o suferință și înțelege semenii lui care suferă de o anumită durere sau de o anumită boală și participă cu mai multă dăruire și își pune în practică toată pregătirea pe care o are pentru a-l ajuta pe cel aflat în suferință. Aș vrea să anunț care este site-ul Asociației Nevăzătorilor, pentru cei care aveți internet, anvr.ro. Adică Asociația Nevăzătorilor din România, puteți căuta și pe Google și este și un număr de telefon pe care îl pot citi, 031-410-0645. 031-410-0645. Se poate da chiar și numărul de telefon al președintelui Asociației Nevăzătorilor din România, domnul Tupiluș, are telefonul mobil 07 48 166 550. Repetăm la sfârșitul emisiunii numărul, dacă cei care ne urmăresc vor să-l noteze, dacă aveți pe cineva în familie care nu vede sau care își pierde vederea, puteți să luați legătura cu Asociația Nevăzătorilor din România, care vă vor îndruma către un specialist care vă poate ajuta să vă adaptați în noua situație. Cred că impactul psihologic este foarte puternic în momentul în care îți pierzi vederea și îți dai seama că nu se poate face nimic. Cine vă ajută să treceți mai departe și să aveți în continuare o viață împlinită și succes profesional? În această situație, dacă oricare persoană care ajunge la o vârstă avansată, este destul de greu să se adapteze, devine mai nesociabil, devine mai nervos. Singurul sprijin și cel mai important este familia și, în mod special, copiii de care ai nevoie să te ajute, să te înțeleagă și să te sprijine în rezolvarea tuturor problemelor. O altă situație care te ajută foarte mult să cauți permanent, să fii ocupat, să-ți desfășori o activitate atât profesională cât și culturală și în toate domeniile, se găsesc pentru aceste situații tot la Asociația Nevăzătorilor, au diferite cărți trase pe stick, se pot asculta la aparate de radio care sunt dotate cu aceste posibilități. De aceea este ușor și este bine să se ia legătura cu asociația pentru a-i da permanent cărți de citit, pentru a-i invita la diverse activități și, mai nou, s-au înființat mai multe asociații pentru persoanele cu
diferite dizabilități, cum se spune acum, și vin mașini acasă, îl ia de acasă, îl duce duminica unde sunt numai persoane cu dizabilități, să stea într-un club sau îi duce în excursie cu autocarul. Sunt o serie întreagă de organizații care au gândit și au venit în sprijinul persoanelor cu diferite dizabilități, locomotori, deficienți de auz, de vedere, mai puțin pentru cei psihici, care... Și aici există fundații care se ocupă și care integrează social, ba chiar se ocupă de integrarea în muncă a persoanelor cu tulburări psihice. Pentru că ați vorbit despre rolul familiei, aș vrea să mulțumesc pentru această cale fiului domnului Anghel Diaconu, domnul Claudiu, care este alături de noi în platou. Dumneavoastră nu-l vedeți, dar fără contribuția domnului Claudiu nu s-ar fi putut realiza aceste emisiuni. Și de aceea îi mulțumim pe această cale. Este important să ai familia și să ai și prietenii aproape. Și pentru a vorbi despre viața socială, vom avea mai târziu puțin o legătură telefonică cu domnul Nicolae Cârciu, asistent medical principal, masseur, care ne va spune despre modalitățile de petrecere a timpului liber atunci când ești nevăzător. Încă o întrebare aș avea. Ce reacție au avut oamenii care au fost colaboratori și cum s-au raportat la dumneavoastră ca fiind nevăzător? V-au acceptat? V-au acceptat sfatul, expertiza în domeniul dumneavoastră? Persoanele din preajma mea pot să precizez cu multă bucurie că au rămas și sunt alături de mine, deoarece eu am predat 20 de ani la școală, am format numeroase generații, am tratat sute de pacienți, am scris aceste lucrări de care mulți au nevoie și acum pot să spun că încă mai pregătesc persoane pentru a practica această terapie a masajului și a kinetoterapiei complementare. Și deci, aveți și pacienți, presupun. Am și pacienți și persoane care vin să învețe masajul ca urmare a experienței mele de 20 de ani de predare la școală post-liceală, cât și la cursuri de recalificare organizate de către Ministerul Muncii. Acum, în prezent, predau la cursurile de perfecționare și de pregătire continuă a persoanelor în activitate care sunt membri Asociației Nevăzătorilor. Pot să precizez că am fost anul trecut la Mamaia și s-a ținut pe toată zona litoralului acest curs cu noi tehnici de recuperare și cu pregătirea și formarea continuă conform cerințelor europene și tot în vara aceasta am fost la Râmnicu Vâlcea, unde s-au adunat toți cei care practică această terapie din zonă, de la toate stațiunile. Și am ținut cursul de 4 zile pentru a le împrospăta și pentru a le aduce noutățile în tehnica practicării acestei terapii pentru a veni cât mai mult în folosul și în binele pacienților, deoarece în aceste zone sunt cele mai multe persoane care merg la tratament. Urmează în curând la Oradea, la Bacău să se organizeze și eu coordonez și susțin aceste cursuri. De aceea timpul meu este permanent ocupat. Avem aici cartea, primul volum al cărții la care a lucrat domnul Anghel Diaconu. Este un tratat de masaj terapeutic și kinetoterapie complementară. Și la Speranța TV și Radio Vocea Speranței prezentăm periodic emisiuni în care domnul Diaconu vorbește despre diferite proceduri prin care o persoană poate să-și recapete sau să-și mențină sănătatea. Iată că, din câte văd, boala
de care suferiți nu a fost o piedică în viața dumneavoastră profesională. Presupun că a fost mai degrabă un munte de urcat și v-ați perfecționat și ați devenit mai bun tocmai pentru că ați avut piedici. Da, acest lucru te obligă să fii bine pregătit profesional și să fii util societății. Ceea ce nu vezi cu ochii, trebuie să vezi cu mintea. Și aș dori să mai precizez ceva pentru lucrarea pe care am scris-o. Am ținut și mi s-a aprobat de către serviciul juridic de la Academia Oamenilor de Științe din România să pun simbolul sănătății pe această copertă, susținut în mână, adică gândirea mea a fost, ai dărui sănătate omului cu mâna. Practic, în acest colț este modificare, practic, a simbolului sănătății sau a trebuit, de ce a trebuit să obțineți această aprobare? Nu, este o regulă, ca să-l folosești, trebuie să obții această aprobare și eu am făcut și adaptarea cu mâna. S-a aprobat, nu au fost probleme și s-a pus pe această copertă. De aceea am prezentat pe coperta acestei cărți toate tehnicile de masaj pe care eu le-am descris în această lucrare și care se practică pe întreaga piață sau pe întreg globul, deoarece trebuie să nu se confunde și am ținut foarte mult la simbolul sănătății cu celelalte cărți care sunt pe piață despre diferite tehnici de masaj. Există și persoane care nu reușesc să se adapteze, nu reușesc să-și dezvolte o carieră după ce și-au pierdut vederea? Sunt destule persoane care fac o stare depresivă după ce își pierd vederea. Este explicabil într-un fel. Este explicabil și este mai greu să se adapteze în societate dacă nu are o profesie care să îl ajute și să fie căutat de persoanele din jurul său. Devine o persoană izolată, devine o persoană singuratică și mai ales sunt foarte multe persoane care nu au copii alături, nu au familii, nu au cunoștințe, nu au relații, nu au ajutat pe nimeni, nimeni nu îi ajută. Aceste persoane sunt foarte dificile și fac această depresie care îi face să se izoleze, să nu iasă din casă și majoritatea și multe persoane din aceștia se îndreaptă către băutură, către alcool, pentru a-și menține cât de cât liniștea. De aceea este important relația cu o asociație de pacienți. E important să ai oameni în jurul tău care să te înțeleagă și care să te informeze cu privire la ce opțiuni și oportunități ai. De aceea vă reamintesc faptul că puteți să apelați la Asociația Nevăzătorilor, numărul de telefon 0748-166-550 și site-ul anvr.ro. Avem acum o corespondență telefonică. La telefon este domnul Nicolae Cârciu, asistent principal masăr, cu care vom vorbi despre ce înseamnă viața socială a unei persoane fără vedere. Bună ziua și bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi-l oferiți ca încă o dată să fiu prin intermediul acestei corespondențe în mijlocul telespectatorilor dumneavoastră. Data trecută am vorbit despre primul festival de film pentru nevăzători. Da. Și aș vrea să vă întreb ce planuri există în această privință pentru viitor. Din păcate, având în vedere niște elemente care au intervenit legate de cei care au organizat acest eveniment de-a dreptul superb, este blocat tot proiectul.
Însă chiar și acum, la mai bine de un an jumătate după acest eveniment, ecourile lui ne-au rămas tuturor celor care am fost acolo sau cel puțin au putut lectura sau au putut avea date despre el, ne-au rămas, cum vă spuneam, vii în minte aceste ecouri. Știți, mă uitam că desenele animate chiar și la noi în România sunt dublate și mă gândeam că este bine dacă ar fi și filmele pentru publicul larg. Da, exact. Știți însă că, așa cum specificam și când am avut data trecută plăcerea să vorbim, aceste sincronizări audio pentru nevăzători au mers cu un pas mai înaintea dublajelor obișnuite pe care le mai auzim la televiziunile străine, și anume au făcut în audio, în momentele, în timpii care nu aveau replici, au făcut și explicarea elementelor ținând de vedere a vestimentației, a peisajului sau a gesturilor făcute de personaje, ceea ce făcea ca producțiile respective să fie destul de ușor de urmărit de către nevăzători. Da, pentru că era pusă toată acțiunea și tot dialogul erau puse într-un context și atunci, bineînțeles, da, că era mai ușor de înțeles. În timpul acestui festival de care vă spuneam, au avut loc și niște workshop-uri în care ni s-a explicat că momentele pe care le aveam noi în audiție ceruseră, așa cum era de așteptat, zeci și zeci de ore în care fiecare replică era disecată pentru a se vedea unde și ce timp există și cât se poate spune în timpul respectiv, ca să nu se afecteze cu nicio secundă traseul normal al filmului. Și chiar dacă nu știu la momentul actual dacă inițiativa respectivă a prins aripi, ne spuneau organizatorii că doresc într-un mod foarte ambițios și bine intenționat să încerce inclusiv accesibilizarea în sălile de teatru. Ce ar fi necesar pentru acest lucru? Un traducător, să-l numim așa, un interpret care să... Nu. Aici e vorba, pentru că vă dați seama, e vorba de a angrena multă lume și știți cum e. Cât timp e vorba de ore multe, nu toate se pot face în mod voluntar. Și în acest festival de care vă vorbeam au fost angrenați mulți voluntari, dar totul, în afară de bunăvoință și sufletul deschis la astfel de lucruri, totul trece, vrem nu vrem, și prin capitolul finanț sau fonduri. Aceste filme care au fost atât de mult apreciate în urmă cu un an și jumătate, sunt disponibile pentru nevăzători? Cum ar putea să ajungă în posesia lor sau unde se mai distribuie aceste filme? Să știți că unul dintre ele, ăsta vă spuneam că a fost marea victorie pe care acel festival a obținut-o, unul dintre ele, și mă gândesc că dacă îi amintesc titlul, nu se poate spune că fac publicitate pentru că e vorba de un titlu care se cunoaște, producția Aferim. În urma acestui festival a intrat pe piața oficială având opțiunea de accesibilizare audio. Practic, atunci când achiziționezi un DVD, da, există opțiunea și opțiunea de canal audio suplimentar, cum ar veni, care, în momentul în care este selectat, e activ. Asta pe de o parte, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Sperăm să fie din ce în ce mai multe astfel de filme. Pe de altă parte, din păcate, legislația nu le-a permis organizatorilor festivalului să pună la dispoziția publicului larg și celelalte producții care aveau ani de producție anteriori și nu se puteau găsi pe piață. Le-am adresat și eu și alții întrebarea: domnule, uite, mi-a plăcut, ce finalitate poate avea situația, cât timp am dori fiecare să putem găsi undeva, să putem achiziționa aceste pelicule. Momentan situația nu e rezolvată, dar așa cum vă spuneam, sperăm cu toții ca această idee frumoasă de accesibilizare să prindă teren
și în producțiile TV de masă, de larg interes. Și noi sperăm ca, așa cum pentru persoanele care nu aud există interpreți, să poată fi facilitată înțelegerea mai bună a lumii și pentru persoanele nevăzătoare. Alte modalități de petrecere a timpului liber despre care dumneavoastră știți. Există întâlniri în cadrul asociațiilor, posibilitatea de a desfășura activități în aer liber, de exemplu? Da. Aici situația poate fi discutată pe două planuri. Fiecare în funcție de nivelul pe care îl are și de cum consideră și la el acasă. Poate asculta în format audio o carte și aici eventual vom reveni dacă va fi timp și veți considera. Dar cel mai important e partea asta de socializare a mai multor indivizi. Și aici, cum amintea și dumneavoastră, cum amintea și în atâtea rânduri și invitatul dumneavoastră, domnul Diaconu, aici are un merit care nici cum nu trebuie minimizat. Asociația reprezentativă la nivel național, Asociația Nevăzătorilor din România, care prin filialele sale repartizate, împărțite la aproximativ în toate județele, sunt spații în care o filială include două județe, dar în mare au fiecare județ câte o astfel de filială, ba mai mult, fiecare mare oraș din județul respectiv are sedii în care oamenii se pot întâlni, pot socializa. Pe de o parte, în evenimente organizate de Asociația Nevăzătorilor din locația respectivă, pe de altă parte, folosind spațiul pus la dispoziție sau anumită încăpere pusă la dispoziție de către organizație, întâlnindu-se la cele mai diferite activități. Și organizează acum concursuri de șah? Exact, exact. Interjudețene? Exact. Avem campioni la șah mondial? Și sunt persoane fără vedere. Și ar fi bine ca odată să luați legătura cu președintele Asociației Nevăzătorilor, domnul Tupiluș, să vă invite la diverse organizări, cum este șahul, cum este festivalul de muzică populară care s-a ținut la Râmnicu Vâlcea, venind persoane din toată țara care și-au prezentat programul cu orchestrele lor de nevăzători, cu soliștii lor de nevăzători, sau mai sunt și alte jocuri care se practică pentru nevăzători. Și se pot filma și prezenta aceste lucruri. Ați venit foarte mult în ajutorul persoanelor fără vedere, arătându-le și prezentându-le și dezvoltându-le această curiozitate și dorință de a participa și ei. Printre ascultătorii postului Radio Vocea Speranței știu că sunt persoane fără vedere și, de exemplu, unul dintre primele lucruri înregistrate a fost Biblia audio pentru nevăzători. Da, revenind la discuția despre cărți, am văzut cât costă un CD audio, o carte, un audiobook, o carte. Cum își poate permite cineva să cumpere o astfel de carte dacă nu are serviciu? Nu se cumpără, se dă de către asociație să o citească și o duce înapoi sau se duce cu un stick și o trage pe un stick sau pe un CD. Să-l întrebăm și pe domnul Cârciu. Există o bază de date pe care o aveți dumneavoastră și pe care o puneți la dispoziție membrilor asociației? Aici întrebarea asta are răspunsul tot așa pe mai multe planuri. Pe de o parte, într-adevăr, cum vă spunea și domnul Diaconu, există aceste baze de date. Pe de altă parte, și noi, între noi, odată ce am realizat și vă lămuresc imediat cum un astfel de material, ni-l punem cu plăcere unii altora la dispoziție. Aici, bineînțeles, așa cum am promis, vă dau în câteva secunde o explicație tehnică. Există programe de
voce, programe de sinteză a textului, de transformarea lui în vorbire și cuiva care se descurcă la calculator și subsemnatul și alte zeci și zeci de învățători din țară au aceste abilități, având cartea în format text electronic și împărțind-o cu programul respectiv, iar după aceea făcând conversia, rezultă un material audio pe care, cu plăcere, v-am spus, îl punem la dispoziție unii altora și ia ca s-a realizat, fără a încălca niciun fel de legislație, o transpunere a unei cărți care există, că sunt variantele de cărți, mai ales în literatura clasică, există în format electronic, la dispoziție și mai mult decât atât, sunt situații în care nu e nevoie să fie transformată în audio această carte, pentru că marea parte a deficienților de vedere au instalate pe calculatoare aceste programe de care vă vorbeam și deschizând un program de tip Office, sunt o grămadă, aici nu amintim nume ca să nu fie o problemă, deschizând un program de tip Office pentru lectură și având programul respectiv de dublaj de asistență vocală activ, cartea e citită audio. Există în București, la Piața Iancului, o bibliotecă pentru nevăzători organizată și sponsorizată de către comunitatea europeană, unde se găsesc toate materialele sau li se înregistrează orice material pe care îl duce acolo. Este obligatoriu, deoarece este un program european, sunt persoane angajate care citesc și înregistrează orice lucrare. Practic, aveți acces la cunoaștere, aveți acces la materiale informative. Da. Așa cum amintea domnul Diaconu, cât timp persoanei respective nu îi lipsește bunăvoința de a face, de a acționa, acum tehnica actuală ne ajută. Cum poate dobândi cineva cunoștințe de calculator? Pentru că îmi dau seama că dacă nu aș vedea, nu prea m-aș descurca cu aceste dispozitive sau pe calculator. Există tastaturi speciale? Nu. Există într-adevăr și echipamente speciale, dar și dumneavoastră, plecând de la niște amănunte foarte simple, cărora nu le-ați dat atenție, ați avea, dacă Doamne ferește ar fi să nu fie nici peste 100 de ani cazul, dacă ați fi în situația asta, ați avea niște puncte de ghidaj. Da. Dacă aveți sau când veți avea o tastatură obișnuită în față, să vă uitați că două dintre litere, sper să nu greșesc acum, e vorba de F și de J, au niște proeminențe care pentru mâna deficientului de vedere sunt deja primul ghidaj. După aceea, e vorba într-adevăr de niște cunoștințe, cel puțin minime, de bază în acest segment și totul devine, vă spuneam, cu bunăvoința respectivă, totul devine posibil. Asociația Nevăzătorilor din România organizează periodic cursuri de pregătire a nevăzătorilor pentru a lucra pe calculator. Deci în fiecare an și la fiecare filială din țară se organizează aceste cursuri de pregătire și de cunoaștere a calculatorului de către persoanele nevăzătoare și în plus li se introduce în calculator și acest program de voce care le este de folos spunându-i ce literă a tastat sau ce pe ce a apăsat. Sau ce se află pe ecran în momentul respectiv. Da. Este interesant faptul că atunci când încep să scrii la o tastatură, chiar fiind cu vederea intactă, inițial merge mai greu. După care ți se formează niște reflexe în timp și ajungi să scrii cu o viteză foarte mare. Și probabil că la fel se întâmplă și cu învățarea utilizării calculatorului fără vedere. Este nevoie de timp și de exercițiu.
Suntem foarte încântați că ați acceptat să luați legătura cu noi în direct, domnule Cârciu, și vă mulțumim. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre alte aspecte ale vieții fără vedere. Și vă doresc succes în toate acțiunile dumneavoastră. Sperăm să participăm, așa cum spunea și domnul Diaconu, la evenimentele Asociației Nevăzătorilor și să arătăm cât de greu, dar frumos este să înveți să te descurci chiar având o afecțiune cronică și lipsindu-ți unul dintre simțurile atât de necesare. A fost, doamnelor și domnilor, prin telefon domnul Nicolae Cârciu, asistent principal masăr și reprezentant al Asociației Nevăzătorilor. Alături de mine se află domnul Anghel Diaconul, cu care continuăm discuția despre viața fără vedere. Cum vă puteți deplasa? Există persoane care vă ajută sau alte dispozitive în casă care să vă faciliteze accesul dintr-o parte în alta fără să vă loviți? În casă, posibilitatea de deplasare este foarte ușoară, deoarece te obișnuiești cu spațiul și știi pe unde să mergi și cum să mergi. În afară, există posibilitatea unui baston alb cu care urmărești trotuarul sau un câine de însoțitor sau un însoțitor pe care poți să îl plătești prin acea indemnizație pe care toți nevăzătorii cu deficiență gravă o primesc de la Direcția de Asistență Socială din fiecare localitate sau își poate angaja orice persoană care are această deficiență, o persoană ca asistent personal, fiind plătită această persoană de către direcția teritorială, de sector, de oraș sau de județ. Tu, ca nevăzător, nu trebuie să-i dai nimic. Salariul este salariul minim pe economie de asistent personal și toate cheltuielile de vechime și de sănătate ale persoanei angajate sunt suportate de către primărie conform legilor în vigoare atât în țara noastră cât și în Europa și în alte țări din lume. Acest asistent personal este, de fapt, un asistent social specializat pentru îngrijirea, ajutarea persoanelor fără vedere sau poate să fie oricine? Acest asistent personal poate să fie oricare persoană. Înainte se ducea și era pregătit la niște cursuri pentru a veni în ajutorul lor și a-i învăța și a-i forma. Acum aceste cursuri s-au desființat, probabil din cauza cheltuielilor, dar oricare persoană pe care o angajezi, tu ca o persoană cu deficiență de vedere, îi spui cum să semnaleze prin strângerea mâinii, că apare o treaptă, o bordură, o denivelare sau orice și te conduce ușor lucruri pe care le învață orice persoană, indiferent de vârstă, indiferent de pregătire. Te conduce, te ajută și în familie, deci este angajată la tine de către primărie să te ajute și nu mai primește acea indemnizație pe care o primea fiecare acasă sau o primea și o folosea fiecare cum dorea. Deci o primește persoana pe care ai angajat-o ca asistent personal. Aici este problema de resurse și de opțiuni pe care le aveți. Dacă există resurse financiare, se poate angaja și un asistent personal, se pot cumpăra cărțile, filmele, toată tehnologia care poate să ușureze viața. Problema este când persoana este singură, poate înaintată în vârstă, fără familie, fără prieteni și fără resurse materiale. Plata asistentului personal nu este suportată de persoana cu deficiență de vedere.
este suportată de către Direcția de Asistență Socială a primăriei teritoriale. Și asta înseamnă că acest asistent personal are niște îndatoriri, adică nu poate să ia banul și să-l abandoneze pe omul acela în casă. Persoana care este angajată este obligată să respecte programul de 8 ore zilnic, programul pe care și-l face împreună cu cel care o angajează, dar salariul este plătit de către Direcția de Asistență Socială a primăriei sau a Consiliului Județean. Deci nu suportă aceste cheltuieli persoana care angajează cu deficiență de vedere. Cunoașteți persoane care reușesc, în ciuda faptului că au această deficiență de vedere, să trăiască singure, să fie independente, să aibă o viață profesională activă? Sunt foarte multe persoane care trăiesc independente sau sunt singure sau au o viață personală sau au o pregătire foarte, foarte bună și se descurcă. Sunt mulți nevăzători care scriu poezii, proză, sunt alții cum este Ruba, este prezintă emisiune la România, la Radio Actualități România, în fiecare vinere, după amiaza, 15 minute, prezintă o emisiune pentru nevăzători, alții sunt profesori, alții mai dau și meditații pe bani puțin sau fără să primească vreun ban, numai de dragul de a-și ocupa timpul și de a ajuta pe cineva. Deci posibilități de a-ți ocupa timpul și de a fi util societății sunt multiple. Importante să dorească persoana care este în cauză și care are această deficiență de vedere. Să dorească și să fie dispusă să învețe abilități noi, să capete noi modalități de a se adapta la lume. Da, de a se descurca în societate și de a comunica și de a colabora. De aceea v-am spus că Asociația Nevăzătorilor organizează concurs de șah, pentru cei care știu să joace șah, se organizează concurs pe orașe, pe județe. Sunt, așa cum am mai spus, organizate și au ansambluri. Înainte fiecare asociație avea ansamblul ei de muzică populară, de muzică ușoară, unde își desfășoară activitatea în cadrul filialei. Se întâlnesc o dată pe an la festivalul de muzică populară, de folclor al nevăzătorilor. Se întâlnesc în diverse situații pentru activități culturale, unde sunt concursuri organizate de către Asociația Nevăzătorilor de Cultură. Se dau premii, se dau diverse cărți sau bani sau mai multe obiecte. Deci se ocupă această asociație pentru a ocupa și a integra cât mai mult nevăzătorii în societate. Să reamintim telespectatorilor și ascultătorilor că aveți la dispoziție site-ul Asociației Nevăzătorilor din România, anvr.ro, și numărul de telefon al președintelui, domnul Tupiluș, 0748166550. Puteți lua legătura și vă puteți integra dumneavoastră sau un membru al familiei care își pierde sau și-a pierdut vederea în această asociație pentru a putea avea în continuare viață socială și pentru a fi ajutați în adaptarea la viața cu această boală. Vă mulțumim, domnule Diaconu, că ați fost alături de noi. Suntem la finalul emisiunii și vă mulțumim că ne-a arătat că indiferent ce boală cronică sau problemă medicală ar apărea, sunt oameni dispuși să ne ajute, sunt oameni care au deja experiență și ne pot susține în încercarea noastră de a avea o viață împlinită chiar având un diagnostic sever. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că veniți în sprijinul acestor persoane cu deficiență de vedere, deoarece este necesar și poate prin postul dumneavoastră de televiziune
există și posibilitatea de încadrare în societate mai ușor și mai bine, și de aceea v-am invitat și vă invit, comunicându-i și domnului președinte Tupiluș că o să-l contactați să participați la diverse activități, deoarece multe persoane nu știu sau nu se duc, numai arătându-se aceste situații se vor mobiliza să participe. Vă mulțumim foarte mult și noi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!